fie Domnul! Mai spun încă o dată, măcar că dumneavoastră cred că ați auzit, glorifica să fie Domnul! Evanghelia după Luca, de la capitolul 10, voi citi primele șapte versete. Pagina în Biblie, 1001, Evanghelia după Luca, de la capitolul 10, citesc de la versetul 1 până la versetul 7, inclusiv, amin. După aceea Domnul a mai rânduit al 70 de ocenici și a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Și le-a zis, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secericiului să scoată lucrătorul la secerișul său. Duceți-vă, iată vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor, să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra să ziceți întâi, pacea să fie peste casa aceasta, de aceea frații penticostali când se salută, se salută cu pace. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el, al minterii, ea se va întoarce la voi să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da. Căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblați din casă în casă. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă fi respectuos să vă reocupați locurile. Dumneavoastră știți, stimați credincioși, că de o bună bucată de vreme, în serile de joi, în cadrul secțiunii de teologie numită eclesiologie, adică învățătura biblică despre Biserica lui Dumnezeu, am ajuns la segmentul numit Actele de cult ale Bisericii lui Dumnezeu. Și s-a vorbit despre mai multe acte de cult și în această seară, după ordinea prestabilită de către frații noștri, îmi revine rolul să vă împărtășesc un următor act de cult pe care îl practică Biserica lui Dumnezeu, nu doar în mediul evanghelic. Și această slujbă de consacrare a diferitor slujitori este, dragii mei, un act de cult care se regăsește în mediul creștin în general, fie că vorbim despre mediul răsăritean catolic sau evanghelic. În această seară, predica studiul meu va fi un studiu tematic, nu va fi o predică expozitivă. Tocmai datorită complexității temei și voi vrea, dragii mei, să răspundem la câteva întrebări, și anume, ce presupune ordinarea slujitorilor sau consacrarea în slujba Domnului, ori mai găsim termenul ăsta în limbaj teologic, hirotonirea slujitorilor, mai apoi să vorbim despre calitățile sau condițiile pe care Dumnezeu, prin Sfânta Carte Biblia, le cere de la... Profilul spiritual, moral al Celui care urmează să fie dedicat în slujba lui Dumnezeu, mai apoi să vorbim despre etape în vederea consacrării în slujba Domnului, și apoi, în al patrulea rând, să vorbim despre cum ar trebui Biserica să se raporteze la zăzuiitorii lui Dumnezeu. Așadar, le vom lua pe rând. Mai întâi, dacă se poate afișa și PowerPoint, este cu atât mai bine. Perfect. Aș vrea să fac o mică subliniere și anume faptul că, din punct de vedere biblic, slujire trebuie să facă orice om care s-a întors la Dumnezeu și este născut din nou. Adică, nu există oameni care sunt slujitori și restul care sunt șomeri sau spectatori. Nici pe departe. În gândirea biblică, orice om credincios care se pretinde a fi urmașa lui Hristos trebuie să slujească pe Dumnezeu. În diferite forme, la diferite niveluri, cu arii de întindere diferite. De aceea, orice credincios trebuie să-și asume responsabilitatea slujirii, dar, în același timp, trebuie să afirmăm al doilea adevăr derivat din. Primul adevăr și anume, faptul că există slujiri speciale, chemări speciale prin care Dumnezeu vrea să investească în diferite slujbe pe anumiți oameni. Și atunci, dacă orice credincios face slujire, sunt anumiți credincioși pe care Dumnezeu îi cheamă la slujiri speciale. De exemplu, când vorbim despre ordinări, că în seara asta despre asta se vorbește, diacon, presbiter sau pastor, când vorbim despre diferite slujbe pe care Dumnezeu le încredințează, apostolia, slujba de evanghelist, slujba de proroc. Și iată, dragii mei, că sunt chemări, slujiri, pe care Dumnezeu le încredințează diferitor slujitoare a lui Dumnezeu. Ce presupune actul ordinării? În primul rând, constituie, O slujbă de consacrare în slujba Domnului, a slujitorului care a fost chemat de Dumnezeu și confirmat de Biserică pentru aceasta, prin care, de fapt, ce se întâmplă? Alți slujitori ai Domnului autorizați validează chemarea divină pentru ei. De aceea, rolul slujitorului Dumnezeu este să identifice aceasta. Și să susțină lucrătorul care a fost chemat de Dumnezeu în lucrare. Biblia, uitați-vă ce spune în versetul 1, după aceea Domnul a mai rânduit al șaptezeci de ocenici și a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate lucrurile pe unde avea să treacă, face referire la câteva condiții pe care trebuie să le îndeplinească orice slujitor, mai ales când vorbim despre o slujbă specială atunci când este vorba despre o ordinare care se face. Vedeți, în biserica și răsăriteană și apuseană, în general, se susține faptul că harul slujirii se transmite prin diferiți slujitori. Care încă de la începutul Bisericii Primare au avut parte de un har special. Harul acesta prin punerea mâinilor slujitorilor se transmite mai departe la următoarea generație de slujitori, apoi prin actul ordinării și punerii mâinilor, preoții pastorii care au primit investirea spirituală vor transmite mai departe către următoarea generație și se numește asta Succesiune apostolică. Așadar, de exemplu, în Biserica Apuseană veți vedea dumneavoastră faptul că cel care este propriu-zis liderul, stârpul pe care se sprijină Biserica Apuseană este Sfântul Apostol Petru. Și de acolo, ceilalți au primit ungerea, ordinarea, hirotonirea și nu se face treaba asta decât prin intermediul unor slujitori și prin intermediul Bisericii lui Dumnezeu. Și undeva cred că Trebuie făcute niște nuanțe că autorizarea în slujbă nu o face omul, o face Domnul. Harul îl transmite, nu omul, oricât de abilitate ar fi, îl face Domnul, iar noi slujitorii ne rugăm, confirmăm slujirea lor ca Dumnezeu să-i înzestreze, Dumnezeu să autorizeze. Vedeți, în teologia răsăritană, dar și apuseană, e ceva cu mult mai mult decât atât. Ca și cum diferiți lideri proeminenți din punct de vedere spiritual, au niște haruri speciale pe care le transmit altora. Nu spun prin aceasta că nu e important cine își pune mâinile peste tine. Nu poți să te așezi sub autoritate oricui. Știți ce spune despre Osua fiului Nun? Că a primit înțelepciune de la Dumnezeu și folosește acolo un argument. Căci Moise își pusese mâinile peste el. Adică e foarte important să admitem și cine se roagă pentru noi, și cine ne ia prunci în brațe la binecuvântare, și cine ne investește în slujba lui Dumnezeu, și cine se roagă pentru noi atunci când se face o ungere cu un de e important ca slujitorul și cine face stăruință după botezul cu Duhul Sfânt, fiindcă au fost cazuri în care s-a ajuns la tot felul de dezastre, ca să nu intru în foarte multe detalii, tocmai pentru faptul că însuși cel care pretindea o slujbă spirituală, nu trăia în rânduiala lui Dumnezeu. De aceea e important, dragii mei, cine ne face unde un de lemn, cu cine stăruim în rugăciune, cu cine stăruim în învățătura cuvântului, fiindcă trăim o vreme în care este foarte multă învățătură străină, foarte multe erezii și zice chiar Domnul Dumnezeu inspiră pe Sfinți Ucenici, printre care și pe Ioan, nici măcar unor oameni care au învățătură de maniera aceasta, contestă uh, divinitatea Domnului Isus Hristos și omenitatea sa cât timp a trăit în trup, 33 de ani și jumătate, nici măcar să nu-i spuneți cum. Bun venit, că cine spune bun venit, se face părtaș faptului lui rele. De aceea, dragii mei, în privința aceasta este foarte important cu cine stăm, cu cine ne asociem. E important sau nu slujitorul să aibă o biserică locală care să îi valideze chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o, da? Și dacă pe mine Dumnezeu m-a făcut să fiu un predicator care am niște abilități speciale sau nu, și îmi deschid eu biserica mea, organizația mea și nu mai dau socoteală la nimeni de nimic și de nimeni, și se creează un fel de principiu al independenței și autonomiei. Vreau să vă spun că, în primul rând, nu-i sănătos pentru liderul care se ridică să slujească, să nu aibă autoritate deasupra capului lui cării a să-i dea socoteală. Pentru că a crește de fapt, a fi un fel de insulă, singur, izolat, independent, poate fi una din marile, unul din marile pericole care pe, cu trecerea timpului să distrugă slujitorul. De aceea, dragii mei, au fost cazul în care oamenii au înființat asociați, organizați și n-au vrut să dea socoteală la nimeni și de nimic. Unii dintre ei au ajuns să clacheze din punct de vedere moral, spiritual, atât de tare. Și în mod evident, cine a putut să ia măsuri cu ei? Pentru că spuneau, organizația a mea, casa ea mea, ușa e voastră. De aceea trebuie să existe această autoritate cărea să-i se dea socoteală și atunci când unul dintre oameni câteodată se îndepărtează de Dumnezeu și ajunge într-un declin moral sau spiritual, Trebuie să există o, o autoritate care să intervină și să ia măsurile necesare, toate în vederea corijării celui ce a căzut, nici de cum în vederea dărămării lui. Dumnezeu să ne ajute. Bun. Mergem mai departe și vreau să observăm în Biblie câteva calități pe care Dumnezeu le cere de la Cel propus pentru slujba aceasta specială de ordinare. În primul rând, primul principiu. Orice slujitor chemat de Dumnezeu sau hirotonit în slujba lui Dumnezeu, trebuie să aibă vocație de la Dumnezeu. Și am numit acest principiu chemarea divină. Aici foarte clar spune versetul 1, Domnul a mai rânduit al 70 de ocenici. Iar în Luca, nu afișați versetele, fiindcă în mare parte sunt puse pe slide, în Luca 6, de la 12 la 13, spune foarte clar, Iisus a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu, când s-a făcut ziua, ce a făcut? A chemat pe ucenicii săi, adică trebuie să există în prealabil pentru orice slujitor propus spre ordinare, trebuie mai întâi să fie chemarea lui Dumnezeu. Dacă nu-i chemarea lui Dumnezeu, eu nu spun că nu poate face lucrare. Dar s-ar putea să facă o lucrare mediocră sau s-ar putea să strice lucrarea sau s-ar putea să încurce și pe alții în lucrare și slujirea lui să fie ineficientă dacă nu chiar să afecteze pe ceilalți slujitori ai lui Dumnezeu pe termen scurt sau lung. De aceea, primul principiu al lui Dumnezeu de la care nu trebuie să facem raba niciodată, indiferent cine ar fi, este să ne asigurăm că cel propus spre ordinare are chemarea lui Dumnezeu. Această chemare înseamnă că Dumnezeu fiecărui om i-a dat o menire. I-a dat o înzestrare. Parte din aceste înzestrări se văd. Eu nu pot susține, de exemplu, că am un dar de cântare, dacă eu nu țin ritmul, nu țin gama, falsez. Nu, nu. S-ar putea să am chemare, dar nu de cântare. Orice altfel de chemare, dar nu de cântare. Pentru că un prim reper după care poți să-ți dai seama că e chemarea lui Dumnezeu, sunt niște abilități pe care Dumnezeu ți le-a dat. E o pasiune, e un foc pe care Dumnezeu îl așează în tine. Și sigur că mai sunt și alte repere, probabil că mai târziu voi completa lista asta. De aceea, e important să nu fie chemarea lui Timotei Floarea, să nu fie chemarea lui Vasile sau lui Gheorghe, trebuie să fie în mod obligatoriu chemarea lui Dumnezeu. Amintiți-vă ce spune în fapte nouă. Anania, Dute despre Sfântul Apostol Pavel. Că ce este un vas al meu pe care l-am ales și voi arăta ce are să sufere pentru numele meu și l-am rândit să fie ce? Apostol al neamurilor. Era chemană lui Dumnezeu pentru Sfântul Apostol Pavel. De aceea, dragii mei, aceasta ar fi prima condiție. În al doilea rând, orice slujitor propus pentru ordinare trebuie să aibă caracter. Trebuie să aibă caracter. Toate cerințele biblice care vorbesc despre profilul slujitorului, scot în evidență, știți ce? Caracterul. Cu titlul de exemplu, vreau să observați ce spune Biblia în 1 Timotei 3, de la 1 la 3. Dacă răvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar trebuie, și aici este un imperativ, ca episcopul să fie fără prihană, Bărbatul e singure neveste, cumpătat în cele de cinste, primitor de oaspeți în stare să învețe pe alții, să nu fie bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărsaf și să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Și sunt multe alte pasaje biblice pe care le-am putea citi, care de fapt descriu același principiu. Orice slujitor al lui Dumnezeu propus pe trebuie să aibă caracter. Ce înseamnă de fapt a avea caracter? Pentru că, de exemplu, dacă am pornit de la etimologia cuvântului caracter, caracter, termenul acesta, încă de la o bârșie semantică a cuvântului, nu are rost să intru în termen, dar sensul vi-l spun, face referire la anumite mesaje care erau inscripționate pe niște materiale dure, pe piatră, pur și simplu niște litere care erau impregnate într-un material dur. Când trebuie să ai un caracter cristic înseamnă ca principiile, virtuțile lui Dumnezeu să fie impregnate în tine. Acele virtuții de mare preț, să se vadă, să poată să caracterizeze viața ta? Să poată să caracterizeze viața mea. Și atunci aș putea spune așa. A fi un om de caracter înseamnă mai înainte de orice, omul acesta trebuie să fie născut din nou. Nu putem vorbi despre un om care să aibă caracterul hristic dacă mai înainte nu-i născut din nou și suficient de matur spiritual să poată dovedi faptele vlaviei, virtuții divine, adică să trăiești ceea ce spui, corectitudine, dreptate, curăție, sfințenie, moralitate, blândețe, să nu dovedească spirit de răzbunare, ajut doar pe cel ce mă ajută, încurc pe cel ce nu mă ajută, Uh, nu, nu, și să caute să trăiască în armonie și în pace. Iată câteva exemple de virtuții care se circunscriu acestui concept biblic, slujitorul trebuie să aibă caracter. Merg mai departe la următorul slide și anume a spune al treilea criteriu este competența. Biblia nu se să afirme nenumărate rânduri printre care și în Colosen 4 cu 17 și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești cum slujba Domnului. Bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Ce înseamnă cuvântul bine? Cuvântul bine înseamnă competență. Dacă te-a chemat Dumnezeu să cânți, cântă bine. Lasă frate că merge și așa. Nu merge și așa. Stați de vorbă cu oameni care n-au treabă, să zicem, cu mediul și cultura biblică și mediul evanghelic, dar care, pentru a realiza ceva, se luptă să facă bine treaba aia. Un artist. Păi se chine să compună muzică, să iasă foarte bine și vrea să aibă performanță din treaba asta. Și ei caută competența. Câteodată, știți că zice Biblia, câteodată fiind întunericului, sunt mai înțelepți decât fi luminii. Știți de ce? Pentru că ei caută competență. Adică, nu e așa că atunci când noi vrem să facem o casă, ne gândim mă, să fie zidarul bun? Nu e așa? Să scutim la glet acolo? Că dacă sperenții strâmbe, e mult de încărcat. Ne gândim să fie un electrician bun? Ne gândim să fie un constructor bun? Și căutăm să aibă ce? Competență! Cu atât mai mult când este vorba despre lucrarul lui Dumnezeu, că asta nu se lucrează nici cu ceramică, nici cu aur, nici cu diamante, nici cu fierul. Se lucrează cu cea mai, cel mai important material, sufletul omului, care este cel mai sensibil și de cea mai mare importanță înaintea lui Dumnezeu. Nu se lucrează cu fierul, nu se lucrează cherestea aici, aici nu se lucrează ceramică, aici se lucrează cu sufletul omului care este veșnic. De aceea, dragii mei, Trebuie să existe competență. Adică înseamnă ca omul să facă bine slujba la care Dumnezeu l-a chemat. Te-a pus Dumnezeu să fii un diacon? Trebuie să fii un bun administrator. Te-a pus Dumnezeu să fii un prezbiter? Trebuie să privești bine peste turma lui Dumnezeu. Te-a chemat Dumnezeu să fii un pastor? Trebuie să predici bine. Să ai o doctrină sănătoasă. Să ai o învățătură sănătoasă. Și comunicarea învățăturilor biblice trebuie să fie clară, coerentă și corectă din punct de vedere doctrinal. Doamne, ajută-ne! Patru. A patra condiție pe care vreau să o evidențiez în seara asta în lumina Sfintei Scripturi este consacrare. Trebuie să dovedească consacrare în slujba lui Dumnezeu. De Petru, capitolul 1 cu versetul 10 spune Căutați cu atât mai mult să vă întăriți Chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta nu veți aluneca niciodată. Sintagma biblică a întări chemarea înseamnă a te consacra. A te consacra face referire la ce? La cât timp dedic eu slujirii la care Dumnezeu m-a chemat? Știți că mulți slujitori au fost chemați de Dumnezeu în lucrare, dar nu dovedesc eficiență în slujire din cauza faptului că la capitolul numit consacrare nu se dedică în slujba lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți impresia că o predică bună se naște stând la televizor și butonând telecomanda sau stând toată ziua cu nasul în glet și în praf și în molos? O predică bună îți trebuie minim 16 ore de muncă. O zi de muncă înseamnă 8 ore. Deci pentru o predică bună, dacă ai o suficientă cultură teologică, biblică și academică, îți trebuie minim 2 zile. Și asta cu ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și a Cuvântului lui Dumnezeu. Iar o predică așezată, biblică, ancorată în Sfânta Scriptură, presupune muncă. Și imaginați-vă că eu toată ziua am stat și am muncit la picamăr și acum după ce am venit la ora 5 și ceva și am făcut duș, chiar așa și-a întâmplat, dar nu ăsta e modul meu de viață, imaginați-vă că acum eu trebuie să nasc o predică. Frații mei și surorile mele, oboseala, neputința, lipsa timpului ineficientizează Slujirea la care Dumnezeu m-a chemat. Dacă Dumnezeu te-a făcut să fii predicator, tu trebuie să aduci hrană sănătoasă poporului Dumnezeu. Pentru că, practic, asta este menirea cu care Dumnezeu te-a înzestrat. Și voi reveni mai târziu la un subiect foarte sensibil, de aceea mă grăbesc relativ. Deci, relativ repede vreau să trec peste punctele astea. Când vorbim despre consacrare... Mă refer în primul rând că orice slujitor trebuie să aibă timpul lui devoțional cu Dumnezeu în rugăciune. Frații mei și surorile mele, slujitorii sunt slabi și piperniciți, pentru că unii nu mai vor, iar cei mai mulți cred că nu mai au timp să aibă legătura lor cu Dumnezeu. Orice slujitor care a fost chemat de Dumnezeu într-o slujbă specială, trebuie să aibă zilnic timpul lui cu Dumnezeu. Că dacă n-ai timpul tău cu Dumnezeu, ce înseamnă timpul tău cu Dumnezeu? timp să stai cu fața în Biblie. Și dacă dumneavoastră, stimați membrii, aveți nevoie de câteva capitole pe zi și probabil de un timp de rugăciune, noi slujitorii care avem lupte cu duhurile, avem evangelizări de rugat pentru bonlavi, pentru îndrăciți, pentru oameni în prag de divorț, consilieri și multe altele, nu credeți că noi avem nevoie de un pic mai mult timp de rugăciune decât dumneavoastră? Nu credeți că avem nevoie de un pic mai mult timp de studiu și de analiza Scripturii decât dumneavoastră? Dar unii ori, fiindcă nu înțelegem treaba asta, cineva ne fură timp. Și vom vedea câțiva dușmani care ne fură timpul nostru ca slujitori în ogorul la care Dumnezeu ne-a chemat. Poate mai târziu, tangențial, vom atinge și aspectul ăsta. Că e tema de așa ceva și am de gând să predic tot adevărul Doamne ajută. Slujitorul trebuie să aib, aplice discipline spirituale în viața lui. Să fie prezent la Biserică. Și să arate disponibilitate față de evenimentele biserici. Sunt strângeri de Comitet. Eu trebuie să fiu prezent acolo. Asta înseamnă consacrare. Sunt evanghelizări. El trebuie să arate disponibilitate. Sunt conferințe care se fac. Eu trebuie să arăt disponibilitate. Sunt vizite la bolnav care se fac. Eu trebuie să arăt disponibilitate. Sunt rugăciuni și vizite la spital și pentru boli. Eu trebuie să arăt disponibilitate. E nevoie de conciliere, uneori premaritală, adică pentru cei înainte de căsătorie, postmaritală, pentru cei care s-au căsătorit. Mulți în prag de divorț. Știți că au fost momente când a trebuit să conciliez familii în prag de divorț și stăteam câte trei ore cu ei la telefon în cea nevasta, bă, dar mai ai și tu familie și copil. Cine poate să înțeleagă treaba asta? Și e nevoie de timp și e nevoie de dedicare. Asta se numește consacrare. De aceea mă rog Domnului, ca Dumnezeu să ridice ei slujitori care să se consacre în slujba Domnului, să-și întărească chemarea, să arate disponibilitate, discipline spirituale în viața lor. Și ori de câte ori este nevoie de ei. Sunt înmormântări care se fac. Sunt servicii de privechi. Sunt foarte multe evangelizări care se fac. Și atunci, eu, dacă m-am pus în slujba lui Dumnezeu, trebuie să arăt disponibilitate. Doamne ajută! În al cincilea rând, e nevoie, dragii mei, de confirmarea divină și eclezială cu privire la slujitorul lui Dumnezeu. Adică, Dumnezeu să fie afirmat despre tine că te-a chemat la lucrarea aceasta în mod supranatural. Și Biserica trebuie să confirme treaba asta. Cum funcționează lucrurile aici? Noi trebuie să ne asigurăm, dragii mei, că cel care a fost chemat de Dumnezeu în slujire a fost confirmat și de Dumnezeu în mod supranatural. Nu părerea mea, nu amabilitatea mea, nu buna mea intenție, că buna mea intenție poate să fie extrem de iluzorie. Și trebuie să existe revelațiile lui Dumnezeu speciale. Uitați-vă ce spune Biblia. Alegeți dintre voi șapte bărați. Alegeți voi, care voi? Biserica lui Dumnezeu. Fapte 6 cu 3. Pe când sluja Domnului și posteau, cine? Biserica lui Dumnezeu. Dul sfânt a zis, ce înseamnă asta? Confirmare divină. Puneți-l deoparte pe Barnava și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Fapte, capitolul 13, versetul 2. Vom reveni asupra ideii ăstea mai târziu. Așa asta condiție. Trebuie să aibă o bună mărturie. 1 Timotei 3 cu 7 este foarte concludent. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară pentru ca să nu ajungă de o cară și să cadă în cursa diavolului. Ce înseamnă că trebuie să aibă o bună, o bună mărturie? Răspundem la câteva întrebări. Ce spune nevasta despre el? Știți că cel mai bine cunoaște un slujitor nevasta? Știți, dragii mei, că eu am văzut slujitorii pe slujirea cărora, nevestelor lor nu dau doi bani? Și îmi dau seama că viața de slujire a celor oameni este egal cu zero. În momentul în care o soție spune nu înțeleg, îi greu prețul ăsta, dar văd ceva în tine, înseamnă că slujitorul are ceva de spus. Are greutate spirituală. Înseamnă că soția îl vede că își consumă timp citind, rugându-se, frământându-se pentru lucrare, investând în cele spirituale. Trebuie să ai o bună mărturie în familie. Trebuie să ai o bună mărturie la locul de muncă. Ce spun colegiului de muncă? Mă zice să ceartă cu toată lumea. Mă nu-i corect, nu-i punctual. Nu pot să pun încredere în el. Ce spune patronul despre el? Ce spun vecinii? Oh, păi să ceartă toată ziua cu nevas. Să ceartă cu toți vecinii. Nu-i nimeni în voi. Nu se poate ca om lui Dumnezeu să fie un om gata de conflict. Nu spun că nu se pot isca conflicte, dar știu că se pot isca conflicte. Dar eu mai pun o întrebare, știm și să cerem iertare? Știm și să ne asumăm vinovăția? Și și să spunem, iartă-mă, vecine, am greșit. Se filmează acum. Dar de vreodată vecinul o asculta cu tot respectul pe care îl port Dumnezeu să-i dea mântuirea a trebuit să dărâm câte ceva. Și din cauza faptului că s-a dărâmat câte ceva, o țără de praf a căzut pe, pe, parbrizul mașinii vecinului din curtea cealaltă. Praf, am zis, nu altceva. Și sigur că noi lucrând acolo, eu și că cineva, un muncitor, un meseriaș, a început să înjure, să, cu foarte multă vehemență, să-ți Că mi-a pus praf mașina asta. A zis și că s-a fisurat parbrizul. Și mă rog, vorbe. Am coborât și m-am dus cu mult respect la dânsul. Că asta, că dincolo. Și am intrat chiar în curtea dânsului. Și am spus vecine. Vreau să mă arăt ce pagubă s-a creat, fiindcă sunt gata să recuperez totul. Oricum în tot acest timp, dumneavoastră ați dovedit multă înțelegere și amabilitate față de mine. Zic, vreau să-mi arătați fisura la parbriz. Păi nu-i, dar uite, praf. E, praful ăsta, uite, eu vă dau banii și mergem nu doar exteriorul, și interiorul eu vă dau banii, ca am spălătorie aproape de mine, vă dau banii și vă achit tot ce este nevoie ca să vă spălați uh, mașina. Și să nu fie nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Mi-am cerut și ieri tare de la dânsul și au zis ce spune omul ăsta. Deschis spre conflict oricând. Nu, eu mi-am ieșit din fire. Uh, Scuză-mă, eu mi-am ieșit din fire. De vreo două, trei ori a spus. Știi ce a însemnat asta? că noi trebuie să ne luptăm să avem o bună mărturie. Vecinii noștri trebuie să știe că noi suntem gata să rezolvăm orice problemă. Se pot crea pagube. Trebuie să fim întotdeauna dispuși să păstrăm mărturia numelui Domnului. Pentru David, a fi numele Domnului cinstit a însemnat mai mult decât orice. Cine este acest nedeat împrejur de a o cară la adresa Dumnezeului meu? Doamne ajută-ne și binecuvintează-ne! cooperare bună cu ceilalți slujitori. Vă va spune tihic tot ce este cu privire la mine, fratele preobi și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Colosem 4 cu 7. Știți ce înseamnă asta? Slujitorul propus pe ordinare și chemat de Dumnezeu trebuie să dovedească spirit de echipă. Cooperant. Să știe să comunice cu ceilalți slujitori. Și să poată, dragii mei, în consfătuire să facă lucrarea lui Dumnezeu. Conviețuirea armonioasă cu familia. Uitați-vă ce frumos și sănătoasă în același timp, din punct de vedere spiritual. 1 Timotei 3 cu cinci. Să-și chivernisească bine casa. să țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și cărmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Și asta înseamnă să fie alături de soția sa, nu soția să-și conducă bărbatul și bărbatul să fie preotul în casă, pentru că cel mai mare dezastru în lucrare l-au făcut soțiile de slujitori, care cârmuiau din spate soții și în loc ei să mai fie călăuziți de Duhul Sfânt, erau călăuziți nu de Domnul, și de Doamna. De Doamna, cum o chema pe ea? Și ăștia au făcut cel mai mare dezastru în biserică. Slujitorul trebuie să aibă spirit de lider. Trebuie să fie în primul rând preot în casa lui să-și chivernisească bine casă. Că dacă slujitorul a ajuns să fie condus de nevastă, face așa, face așa, face așa, soția trebuie să știe care limitele ei. Sunt lucrări unde ea își poate da cu părere. Acum ar fi ce culoare să dăm la peretele de la casă. Atunci, cum spui tu, doamna mea? Când este vorba despre lucrare, ce poți să faci tu pentru mine să-mi dai un sfat, dacă ai primit vreo iluminare dovnicească, să te rog să postești pentru mine și mai vrei ceva? E suficient, nu? Bun. Dar bărbatul trebuie să fie preot în casa lui. Și dacă el își cârmuiește bine casa, el poate mai apoi să-și chivernisească și bine lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat. Adică, cred că am fost foarte limpede puteam să mă exprim și mai plastic de atât, dar cred că este destul de evidentă ideea asta. Nu trebuie să fie condus de nevastă. Nu trebuie să fie condus de ambiții. Nu trebuie să fie condus de orgolii personale și mai ales nu trebuie să fie condus de sentimente. Știți că cele mai multe greșeli în biserică se fac din cauza faptului că suntem conduși de sentimente? Sim am simțit, frate. Dar uite, Dumnezeu îmi spune mie să fac și ce nu simt. Câteodată nu simt să mai predic și trebuie să predic. Nu simt să mă mai rog și trebuie să mă rog și trebuie să reușesc la, să ajung la performanța și maturitatea spirituală, nu sentimentele să mă conducă pe mine. Noi suntem și sentimental, că Există o funcție afectivă cu care ontologic Dumnezeu ne-a înzestrat. Dar pe noi trebuie să ne guverneze în primul rând Duhul lui Dumnezeu și principiile lui Dumnezeu. Dacă, de exemplu, cineva îți dă o replică și te jignește, cam ce simți dumneata să faci? Vă spun ce simt eu, ca să nu zici ca zi de dumneata. Dacă pe mine cineva mă jignește, simt să-i dau vreo 17 replici. De exemplu, primul meu instinct când celebrul meu prieten vecin a început să înjure și să rostească cuvinte și amenințări, prima mea reacție a fost să-i zic ceva. Dar a fost suficient timp, vreun minut până am coborât de acolo, de pe scară, frumos, cât să vină Duhul Sfânt la nivelul minții mele și să-mi spună, tu trebuie să dovedești că ești lumina mea. Și m-am dus cu smerenie, cu iertare, cu înțelegere și l-am luat și eu cu cuvintele frumoase, că doar Biblia spune prin înțeleptul Solomon un răspuns blând potolește mânia. Să mă ajute Dumnezeu mereu să reușesc performanța asta. Și să ne ajute Dumnezeu pe toți să reușim performanța asta spirituală. Aș mai zice mult aici. Dar dumneavoastră știți că întotdeauna pe orice scară de bloc e un vecin posac. Nu-ți dă bună ziua, pune muzică la maxim, te deranjează mereu. Și cu acela trebuie să dovedești cea mai multă înțelegere, bunăvoință și respect, că poate îl vei câștiga pentru Domnul și de nu se va mântui, va sluji de mărturie. Ai avut pe scară de bloc un om pe care îl vedeai veni la biserică, nu s-a certat cu tine, măcar că de o grămadă de ori ai făcut rău și cu toate astea ai dovedit că tu ești altfel de om. Doamne ajută-ne! Și Ultima calitate trebuie să fie botezat în sau cu Duhul Sfânt și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Fapte 6 cu 3. Alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Dragii mei, trăim o vreme în care, vă spun cu durere în suflet, se vrea a se coborâ standardele lui Dumnezeu. Și cu trecerea timpului, tendința va fi mai mult să se coboare standardul lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să derăgămăm gardul pe motiv că a devenit și ubret sau trebuie să-l armăm și să-l fortificăm să spunem sunt niște delimitări foarte clare. Soluția lui Dumnezeu pentru noi este să nu cedăm la standardele lui Dumnezeu. Și orice diacon, orice prezbiter, orice pastor, în prealabil trebuie să fie umplut și botezat de Domnul, cu Duhul Sfânt și călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu știu ce va fi peste ani, dar simt și eu în Duhul meu ca mulți alți slujitori al lui Dumnezeu, cu ușor, ușor se grăbește consacrarea în slujba a unor oameni care n-au avut experiențe profunde cu lucrarea Duhului Sfânt. Și ăștia oricând pot să cedeze și oricând pot da orice alte învățături străine deslipite de Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, e nevoie ca ei să fie avut experiențe supranaturale cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și lăsați să rămână principiile Lui Dumnezeu în picioare. Nu să sufere Biblia de dragul unor oameni, ci mai bine să sufere oamenii de dragul principiilor biblice și cu toții să ne conformăm doctrinei biblice, Doamne ajută-ne! Mergem mai departe. Vreau să răspundem, dragii mei, acum și aici foarte repede, fiindcă vreau să ajung la o parte foarte importantă, cum se procedează corect și biblic statutar în vederea legii unui slujitor. Și Biblia spune foarte clar. În primul rând, pastorul care a fost chemat de Dumnezeu trebuie să se roage pentru ridicarea și recunoașterea slujitorilor. Auziți ce spune fapte 1 cu 24. Apoi au făcut următoarea rugăciune. Doamne! Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor arată-ne pe care din acești doi ai ales. Era cu referire la Matia și celălalt propus. În primul rând, pastorul, liderul principal al bisericii, trebuie să se roage și permanent, prin ochii Duhului lui Dumnezeu, să identifice chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o anumitor slujitori. Trebuie să-i recunoască. Mai apoi, trebuie să investească în slujitorii cei respectivi. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. 2 Timotei 3 cu 14 și tot acolo spune Pavel lui Timotei, ai urmărit îndeaproape, râvna mea, suferința mea, necazurile mele, felul meu de slujbă, felul meu de purtare între oameni. Știi ce înseamnă asta practic? Ucenicizare. Trebuie ca pastorul să investească în slujitori. Ce anume să investească? Sfaturi, studii biblice, suport material, sprijin spiritual, resurse de tot soiul, inclusiv timpul de a explica, de a arăta și de a lua cu el. Hai să te ucenicizezi și să te crezi pentru Domnul. Investește în slujitor. 3. Trebuie să, se, să, cerceteze slujitorul și să comunice viziunea comitetului. Auzi ce spune 1 Timotei 3 cu 10. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prigană să fie diacon. Și au zis ce spune Proverbul 11 cu 14. Că nu este chipzuință, ce se întâmplă? Poporul cade. Dar biruința vine prin numărul mare de sfetnici. Cu cât există mai mulți sfătuitori maturi duovnicești. Oamenii aceștia pot ajunge la rezoluții și la hotărâri sănătoase și ziditoare pentru Biserica lui Dumnezeu. Și haideți să vedeți fapte 15 cu 6. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. Când a fost vorba despre consacrarea slujitorilor și nu numai. Deci, era Petru acolo și putea să spună, eu am aproape toate darurile Duhului Sfânt, n-am nevoie de nimeni. Dar apostolii toți s-au unit împreună cu prezbiterii la o la altă, au creat un consiliu prin care au zis, hai să vedem ce este de făcut. Și asta mi se pare formidabil. De aceea, dragii mei, să ne ajute Dumnezeu să respectăm pașii biblici. Mai apoi, se unește în poși și în rugăciune în vederea unei confirmări spirituale. Spuneam că trebuie să există o confirmare spirituală. Fapte 13 cu 2. Fapte 6 cu 2. ce 12, nu pentru singur, ce 12 au adunat mulțimea ocenicilor și au zis, nu este pe, potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Și cei 12 au creat un consiliu prin care au zis, alegeți dintre voi. Acest este modelul biblic nou testamentar. De aceea, Vreau să afirm cu tărie, Dumnezeu alege slujitorul. Conducerea bisericii trebuie să identifice darul slujitorului și biserica trebuie să fie glasul lui Dumnezeu care să confirme slujitorul. Cred cu tărie că dacă Dumnezeu a chemat un slujitor la lucrare, comitetul unei biserici îl confirmă și adunarea generală a bisericii îl confirmă, pentru că asta spune Biblia și acestea sunt principiile lui Dumnezeu sănătoase pentru poporul lui Dumnezeu. Aș vrea, dragii mei, să ne uităm aici în fapte, capitolul 15, versetul 22. Ca să vedeți versetul cheie. Atunci, apostolii și prezbiterii și întreaga biserică, deși biserica trebuie să confirme zlujitorul, au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiochia. Votul bisericii este important. Lasă-te rog încă o dată versetul acela. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să leagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba. E lămuritor versetul ăsta. E foarte lămuritor. Dar, acum cu orice risc aferent, Permiteți-mi să fac niște nuanțe, cum deja v-am obișnuit. Stimați credincioși, știu și eu că potrivit formei de conducere congregaționale, în sensul în care păstorul propune, biserica alege, s-ar putea să existe anumite minusuri și în demersul acesta. Și eu vă vorbesc foarte deschis. Noi suntem sub autoritatea unei conduceri și unui cult. Există o rânduială, există un regulament al slujitorului, există un statut după care noi trebuie să ne, să ne uh, 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 călăuzim și cred că slujitorii lui Dumnezeu, sute de pastori care s-au unit la acel congres, zeci de ani în urmă, și apoi din an în an, periodic, nu au făcut-o dintr-o inspirație personală, ci gândindu-se la binele în ansamblu al lui Dumnezeu, a așezat niște pârghii, niște principii și niște criterii de selecție, și de investire în slujba lui Dumnezeu. Dar, care mai fi nevoie de nuanțe, eu sunt un pastor în cadrul cultului creștin pentecostal. Și pot afirma cu tărie că poate, câteodată, ar trebui să gândim niște nuanți. Cum ar fi? În lumea asta sunt mai multe forme de conducere, prezbiteriane, congregaționale, episcopale, nu intru în detaliu, nu mai ajută nici timp. Dar, Sub aspectul acestei forme de conducere în care noi suntem, ar fi câteva nuanțe de făcut. Uite, de exemplu, sunt foarte multe plusuri aici. Trebuie să consulte votul bisericii, suntem în democrație, Dumnezeu alege, Dumnezeu exprime prin voința vor. Sunt multe plusuri, nu le aducem în discuție. Dar ar fi și niște minusuri. De exemplu, se pocăiește sora Leana. Domnul s o binecuvinteze că s-a pocăit. Dar s-a pocăit, s-a botezat duminică, și acum fratele Timotei Floarea urmează să fie propus spre ordinare de păstor. Dau un exemplu ipotetic. Am scăpat de votul surorii Leana. Dar să zicem că sora Leana trebuie să mă voteze. Ea s-a botezat săptămâna trecută. Acum, ea nu cunoaște foarte multe nici din Biblie, nici despre ce presupune complexitatea slujbei de păstor. Și dânsa poate să mă taie sau poate să mă validez. Dar n-are o expertiză spirituală. Mi-aduc aminte când eu am fost propus pre ordinare de pastor, din mulțimea care era adunată acolo, doi nu m-au votat. Doi, doar doi nu m-au votat. O persoană care venise de curând și nu știa cine sunt, așa mi-a spus mai apoi, a zis, taică căsu era, zice, era fata mea, frate. Și n-a știut cine-i Timotei Floarea. Că ea a venit de câteva zile aici. Și o altă persoană asupra căreia prefer să, să pun puncte de suspensie. Dar ca idee, vreau să vă spun că uneori S-ar putea să existe acest minus pentru că nu toți sunt formați și dovnicești. Și văd asta în diaspora. Și haideți să vedeți ce, vă, ce văd eu în diaspora, nu în ele biserici. Eu mi-aleg numai moldovenii mei. Eu mi-aleg ardelenii. Eu merg cu bistrițenii. Eu merg cu bănățenii. Eu merg cu... Ați înțeles? Știți de câte ori Biserica lui Dumnezeu are de suferit din cauza unor oameni care merg pe criterii regionale? Eu nu zic că dacă Dumnezeu are o chemare specială cu celălalt, dă de pământ cu toate criteriile regionale și schimbă peste noapte inima acelor oameni și cine a fost chemat, va merge înainte. Nu înseamnă că nu vor fi împotriviri, dar există totuși niște minusuri. Câteodată, cred că ar trebui să reconsiderăm chestiunea asta. Care? Ce ziceți dumneavoastră dacă pe lângă adunarea generală a bisericii ar exista un Consiliu de slujitori, mai mulți, 20, 30, nu știu. Bărbați maturi spiritual, cu daruri de la Dumnezeu, care cunosc foarte bine Biblia, care au dar de vedere, de prorocie, care au dar de deosebire a durilor și care și ei să-și exprime un consimțământ. Ăștia au altă maturitate, ăștia slujitori. Și ce înseamnă slujire? Bă, mine mă votează cu Ana Leana, că tot am început cu dânsa. Mă votează de aia, n-a fost niciodată păstorit. E ca și cum eu îl votez pe ăla și fi bun de avocat, de aia n-a fost niciodată avocat. Tu ești bun de zidar, de -aia. eu nu știu ce înseamnă zidărie. Mă gândesc că e cu frizeria. Ați ce vă spun, da? De aceea, dragii mei, sunt niște nuanțe care probabil că ar trebui reconsiderat. Dar suntem într-o dinamică și cred că ușor, ușor lucrurile se îndreaptă în direcția cea mai potrivită. Dar, întotdeauna, să nu uităm că Conducerea bisericii trebuie să unească în post și rugăciunea, în rugăciune ca Dumnezeu să confirme supranatural. Mai apoi, comunică împreună cu comitetul zuitorul propus viziunea de la Dumnezeu cu privire la investirea în lucrare. Și ce face? Conducerea comitetului discută cu omul respectiv. Uite, noi am primit din partea Domnului sau simțim că ești bun pentru lucrarea asta. De prezbiter, de diacon, de pastor, ori altă slujbă. Și el trebuie să știe treaba asta. Pentru că zice Amos 3 trei cu 3, trei, o merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Există un acord. Și Moise a acuzat la început, Doamne, eu nu. Dar în momentul în care vine de la Dumnezeu și există niște oameni maturi care îi spun, vedem treaba asta în tine, el va trebui să-și exprime acordul. Adunarea generală trebuie anunțată la o dată prestabilită. Versetul 22, apostolii Prezbiteri, întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă pe câțiva dintre ei să trimite trimită la Antiochia. Aici este foarte evident principiul, merge mai departe. După ce s-a făcut propriu zis adunarea generală și cu demersul aferente, comisia de număr votul, secretarul de zi, întomirea unui proces verbal, se trimit rezultatele către comunitatea regională de care biserica locală aparține. Uitați-vă, fapte 15 cu 30 și au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiochia unde au dat ce? hotărârea lor. Epistola mulțimii adunat. Și sigur că apoi urmează slujba de ordinare propriu zisă, când slujitoarea lui Dumnezeu chemați și destrați în lucrare, validează, oficează slujba propriu zisă a omului pe care îl consacră în lucrarea lui Dumnezeu, Doamne ajută. Acum în ultima parte, cu subliniera că mă apropii de final. Din momentul în care slujitorul a ajuns diacon predvitor, pastor, sau a ajuns să facă lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat, Biserica trebuie să știe că în Lumina Sfintei Scripturi are niște responsabilități în raport cu el, cu slujitorul respectiv. Prima responsabilitate, să recunoască slujitorul. Chiar dacă te-a ales Dumnezeu, Chiar dacă te alegi ales biserica, eu nu te văd niciodată ca un salut lui Dumnezeu. Nu te recunosc ca suficitor. Asta niciodată nu e o atitudine care vine din Dumnezeu. Asta niciodată nu e o atitudine a unui om smerit născut din nou. Asta e o atitudine a unui om răzvrătit, nenăscut din nou, care are nevoie grabnică de pocăință. Noi după ce ne-am adunat cu toții la o la altă, cu un gând, am găsit cu care să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu preiubiții noștri, Barnaba și Pavel. Ce înseamnă aici? o recunoaștere a lor în slujba la care Dumnezeu i-a chemat. Biserica trebuie să recunoască slujitorii. Doi, biserica trebuie să respecte slujitorul. O, oh, ați vrut să ziceți amin și v-am luat eu vorba din gură? Biserica trebuie să respecte slujitorul. Amin. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce o să se între voi care vă cârmesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Ce zice mai apoi? Săi? Surorile, cum se zice acolo? Nu versetul ăsta trebuie să-l învățați pe Să-i prețuiți cum? Foarte mult! Nu mult, că e puțin mult. Foarte mult! În dragoste, din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Asta și și înseamnă. Biserica e datoare să le ofere respect. Să nu se tragă de brăcinar cu slujitorul. Dacă cu alt om mai poți mă, să mai vorbești și mai spui o glumă, deși trebuie să fii atent de fiecare dată cu oricine vorbești, dar cu slujitorul lui Dumnezeu, care are o chemare specială, trebuie să adopți o altfel de cinste, o altfel de evlavie, un altfel de respect. El nu e vecinul de pe scara de bloc, E omul lui Dumnezeu care ține în sine îmbrace și pentru binecuvântare. E omul lui Dumnezeu care se roagă pentru sănătatea ta, care îți dă învățătură biblică pentru sufletul tău și pentru mântuirea ta. E omul pe care Dumnezeu îl folosește în aceste vremuri. Să poată fi o voce care să-i pe oameni spre cea mai importantă direcție, Raiul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Ce s-a pierdut în ultimii ani? Exact problema asta. Respectul de slujitori. Și aș vrea acum, a... în a întări principiul respectului față de slujitor, câteva lucruri măcar, nu-l bărfi. Așa tare mi-ar plăcea să slujez vreodată unei biserici care să-i zică, că dacă tu vorbești vreodată de rău pe pastorul meu, eu nu-ți permit așa ceva. Tu n-ai voie să-l vorbești pe Timotei Floarea de rău, pe fratele Xulescu de rău. Nu-l bârfi. Doi, nu-l denigra. Trei, nu-l vorbi de rău. Patru, nu-l desconsidera. Lasă, frate, că altul predică mai bine, altul cântă mai bine, altul dujește mai bine. Tu trebuie să manifesti respect față de slujitorul lui Dumnezeu. Doamne ajută! Și bineînțeles că respectul se câștigă, dar mi se pare că uneori nu e nici ca la loto. Mai câștigi la lot. Aici în slujire nu prea mai câștigi respect. Oricât de mult ai încercat să faci ceva. Trei. Biserica trebuie să se roage și să postească pentru slujitor. Iar noi vom stărui necurmată rugăciune și împrobădirea cuvântului. Asta spune fapte 6 cu 4. Și auzi ce zice Pavel în Colosem 4 cu 3. Rugați-vă pentru noi, marele doctor în teologie, Sfântul Apostol Pavel cu darurile Duhului Sfânt. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă ușa pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care iată mă găsesc în lanțuri. Doamne ajută-ne! Deci biserica, haideți că e simplu. Biserica trebuie să recunoască slujitorul, biserica trebuie să respecte slujitorul, 3. biserica trebuie să se roage și să păstească pentru slujitor, 4. din punct de vedere biblic, trebuie să-l pun și pe acesta, probabil că în ultimii ani, sau niciodată în mod expres, nu s-a subliniat niciodată, poate, Așa pe îndelete și foarte clar, lucrul acesta. Deși, spun lucrul acesta neavându-mă în vedere pe mine, și având în vedere prezentarea clară a Sfintei Scripturi. Trebuie să poartă slujitorului de grijă din punct de vedere material. Asta ar trebui să facă biserica. Haideți să vă citesc câteva versete. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învrăniceți de înduită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu provăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Că Scriptura zice să nu le gura boului când trei răbucate și vrednic este lucrătorul de plata lui. Mai apoi, uitați-vă ce spune tot Sfântul Apostol Pavel. Sau, am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu. Ce spune Pavel? Ce că bisericii din Corintia a vestit cum? Fără plată Evanghelului Dumnezeu. Dar, nu se oprește aici. Am despuiat alte biserici primind de la ele o plată ca să vă poți sluji vouă. Adică ce se întâmpla? Biserica din Corint se mâna cu biserica din zona Munteniei. Ca să nu zic din Drăgoviști. Foarte zgârciți din punct de vedere financiar. Avea bani pentru coala și pentru orice. Dar ca să susțină lucrătorul, nu avea. Și atunci a zis așa. Pavel a zis, uite, o perioadă, fiindcă am o meserie, făcea corturi, câtă vreme a stat la ei acolo, probabil câteva luni de zile, a făcut corturi să-și plătească chiria, să-și plătească mâncarea și mai apoi să poată vesti Evanghelia. Dar și și a zis Pavel, a fost o perioadă scurtă. După aceea, ca să pot face misiune pe mai departe în zona voastră, că aveați o problemă cu treaba asta, am vorbit cu alte biserici, mult mai înțelegătoare, care ce-a făcut? Ele mi-au plătit chiria. Ele mi-au oferit mie o plată ca să vă pot sluji vouă. Dar asta e mai la noi, în zona Munteniei. Dacă treceți și vă duceți prin zona Transilvaniei, la București și la București și nu e niciodată problema asta. În biserici. De ce? Pentru că a fost o problemă de predicare. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui. Căci de nevoile mele au îngrijit frații când veniți să Macedonia. N-ați vrut voi? A trimis Dumnezeu pe alții. În toate m-am ferit și mă voi, feri, mă voi feri să vă îngreunez pe voi cu ceva. Și acum pot aduce zeci de versete biblice prin care spune cum face și Petru și ceilalți care s-au bucurat de dreptul ăsta. Și au fost priviți. Dar Pavel, pentru momentul acela, pentru Biserica Locală numită Corint, a preferat să muncească cu mâinile lui ca nimeni să nu ia pricina asta de laudă. Dar, în general, Pavel n-a făcut treaba asta. În general, Pavel s-a pus în slujba Domnului. În general, Petru s-a pus în slujba Domnului. Uitați-vă la Petru. Petru a fost pescar. Din momentul în care Dumnezeu l-a chemat la lucrarea de slujire, n-a mai făcut nimic altceva. S-a pus cu totul în slujba lui Dumnezeu și s-a îngrenat în slujba Domnului. Și spune mai apoi Pavel despre Chifa și ceilalți apostoli, care au beneficiat de o susținere financiară. Pentru că pruncii pastorului mâncă și ei pâini, nu doar sal. Și vă mai spun ceva. Frații mei, câteodată mai stau adevărul cu niște oameni, ce așa tare îmi place cum predică predicatorul ăla. Și zic, da, dar ăla petrece 20 de ore pe săptămână studiind Biblia și în rugăciune. De ce de predicatorul ăla nu-ți place? Pe predicatorul ăla de care nu-ți place, ăla muncește cu mâna lui. Lucrează câte 8, 10, 12 ore, vine obosit seara de la, de la muncă acasă, mai are copii, mai stă un pic cu ei, să puneți la somn și asta e ciclul lui. Când să studieze? Când să aibă timp de post? Când să aibă timp de rugăciune? Când să aibă timp de studii profunde? Nu are. Tu ce îl spune, m-am întâlnit. Când zideam eu zidul ăla și mi-a căzut o placă pe invers și nu știu ce am făcut eu, nu are ce să spună. Pentru că Duhul Sfânt nu creează, în primul rând. Duhul Sfânt îți aduce aminte din ce ai muncit și de ce ai investit. Și tot Duhul Sfânt îți dă înțelepciunea, memoria și puterea de a descoperi tainele Scripturii. Prin urmare, Vreau să știți că toți slujitorii lui Dumnezeu din Biserica Primară, cu mici excepții în perioade scurte de timp, s-au pus cu totul la îndemâna lui Dumnezeu și n-au mai avut timp să facă altceva. Haideți să vă spun o chestiune. Muncește slujitorul dimineața până seara, până la 5 și ceva. Vine acasă, face un duș, când mai are timp să-și creeze o predică? Slavă Domnului că Timotei Floare a făcut predica asta în avion. Au fost ore suficiente cât să poată să gândească, să stea în analiza Sfintei Scripturi. Dar vă spun că pe termen lung, lung lucrurile nu merg bine. Și din cauza asta, bisericile mari au crescut datorită faptului că slujitorii aceia au făcut doar lucrarea lui Dumnezeu și atât. Vă dau câteva exemple. Un predicator, dacă predică o dată pe săptămână, în biserica locală mă refer. Cei mai mulți dintre noi de aici probabil că predicăm și de două ori pe săptămână, ceea ce e foarte mult. Dar dacă predică o predică pe săptămână, joia sau duminica dumneavoastră sau duminica seara, ar însemna pentru o predică bună să petreci două zile, să zicem luni și marți. Trebuie să stai câte opt ore pe zi, studiind, rugându-te și analizând Biblia. Sâmbătă te-o păstrești și tu pentru familie. Duminica ești în slujba Domnului, că asta e lucrul la care Dumnezeu te cheamă. Mai rămân trei zile, miercuri, joi și vineri. Miercuri, joi și vineri, dacă tu ai înmormântări, conferințe, vizite la bonlav, consiliere, vizite la toate familiile care mai vin, adică full time, câte 8 ore pe zi, miercuri, joi și vineri, să te dedici pentru treaba asta, să faci un program, biserica știe, miercuri îl găsesc pe fratele Timotei de la ora 9 la ora 3 la birou. E acolo și am nevoie de un sfat, de o rugăciune, de o consiliere, e acolo de fiecare dată. Îl sun, vin o să vă ajungere, că pruncul cum e la spital, la urgență, acolo, acolo, acolo. Ați înțeles? dar ia-mă pe mâine după Maidan în timp ce sau cu cifa în mână și torn-beton. Frate Timotei, vino la ungere cu un la spital. Frate, nu pot, sunt cu cifa, du-te. Vină să fac slujba de murtare. Nu pot, stau cu cifa acolo. Ați înțeles ce vă spun? Lucrurile nu merg în felul ăsta. Eu n-am vrut, vorba lui Pavel, să beneficiez de dreptul acest. Dar nici nu pot să nu afirm principiul Bibliei. Că în mod normal, un slujitor ar trebui să facă numai asta. De ce se fac rugăciuni și nu se mai vindecă bonlavi? Vă spun eu de ce. Pentru că slujitorii nu mai au timp să se roage. Că dacă toată ziua stau la muncă și vin obosiți, ce legătură să mai aibă ei cu Domnul? Ca să se poată naște predici inspirate de Duhul Sfânt, eu am nevoie să stau în rugăciune cu Domnul, să-i simt inima, să aud bătaia inimii, ce vrea să transmită bisericii. Și atunci ne mirăm de ce nu se mai vindecă bolnavi, de ce se mai întâmplă minuni în biserică, pentru că noi nu mai avem timpul devoțional, ritmul vieții. Pot să stau cu mâna, placa de creze și de ceramică în mână, montez genunchi și un timpul ăla muncesc și muncesc și că acolo se nasc predicile. Nu se nasc așa. Predicile se nasc când mă deconectez de nevastă, de familie, de copii, mă închid în camera mea, mă rog, stau un post în legătură cu Domnul și adun Biblia și încep să scriu, zi Duhule, Sfinte, ce trebuie să fac? Aici trebuie să ajungă un slujitor. Dar la noi lucrurile stau foarte rău din punctul ăsta de vedere. Și nu spun asta având mă în vedere pe mine. Că slavă Domnului, Dumnezeu pe mine m-a binecuvântat și cred că are de gând să mă mai binecuvinteze. Slavă lui Dumnezeu. Dar trebuie să vă spun lucrul ăsta pentru că asta este învățătura biblică. Și chiar în textul pe care l-am citit din Luca 10. De ce zice? Să nu luați cu voi nici haine, nici străi, să nimic. Că Domnul când veți merge în lucrare, Lui, vă va purta de grijă. Petre, ce trebuie lui nevastă ta? Vrea haină. Îi dau eu haină. Ce-i trebuie? Păi îi trebuie mâncare pentru prunci. Îi dau eu lapte praf. ce trebuie? Să plătească utilitățile. Îi dau eu bani de utilități. Și Dumnezeu a purtat de grijă și lui Petre. Iisus Hristos, stimați nicioși. O vreme a dulgherit. După ce s-a pus la dispoziția tatălui slujind, ce a făcut în trei jumătate? A mai stat de tâmblărie? evangeliza, predica și era numai lucrat. Din ce o fi trăit între ăștia trei ani jumătate? Vă spun eu, se mai păcăia cât soția vreunui spravnic, câte unul, câte altul și puneau totul la picioarele Domnului și slujitoria, se dedicau și erau susținuți din punctul ăsta de vedere. De aceea, dragii mei, ce trebuie să facă biserica pentru slujitori? În general, să nu credeți că am bătut vreun apropo pentru cineva de aici. În general, un slujitor are nevoie de recunoașterea bisericii, are nevoie de respectul bisericii, are nevoie de rugăciunea și postul bisericii și dacă situația o impune, dacă situația o impune, are nevoie și de suportul material al bisericii lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne descotorosim de mentalitatea arghirofilă și să punem odată pentru totdeauna principiile lui Dumnezeu și ale Bibliei în mintea noastră. Și Dumnezeu, cred că își va binecuvânta lucrarea sa. Și dacă vrem să avem slujitori disponibili pentru lucrarea lui Dumnezeu și oricând îi sunăm, ei să poată spune da, lucrările lui Dumnezeu, oamenii ăștia, pe lângă faptul că au viață profesională, au viață de familie. Și atunci, ei trebuie să aibă sprijin și din punctul ăsta de vedere. Dacă nu, să știți că nu-i artă să pleci din România. Orice om acum poate pleca. Oferte sunt și în stânga și în dreapta. Dar dacă noi ca biserică vrem să avem proiect și o viziune să se mântuiască oameni din orașul Târgoviști și vrem să dezvoltăm o echipă sănătoasă, atunci să știți că e nevoie de oameni care să nu mai pună ambițiile și orgoliul lor mai presus de orice și să pune Biblia. Și atunci noi nu mai dăm nici lecții de morală la nimeni, lăsăm ca Biblia să ne învețe pe toți și dacă unii oameni s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și și-au îngropat studiile lor, resursele lor, potențialul lor profesional pentru slujba lui Dumnezeu, ei l-au făcut ca lucrarul lui Dumnezeu să meargă înainte și oamenii să fie mântuiți. Ăștia nu trebuie huiduiți. Că dacă și noi ca biserică îi mai huiduim, cine se va mai ridica să facă lucrarul lui Dumnezeu? Oamenii lui Dumnezeu trebuie să aibă susținerea noastră ne rugăm prea puțin pentru slujitori. Și cred că este o vreme mai mult ca oricând, când biserica trebuie să realizeze cât de important este să se roage pentru slujitorii ei. Sunt momente când nu mai putem. Sunt momente când mai mult plângem decât putem merge înainte. Și e nevoie, dragii mei, să ne susțineți în post și în rugăciune. Și dacă n-ați reușit cu partea financiară și nu reușiți, nu avem nevoie de treaba asta. Dumnezeu nu are nevoie de treaba asta. Dar știți de ce avem nevoie noi în primul rând? Că mulți cred frate, Dumnezeu are nevoie de bani. Nu, nu are Dumnezeu nevoie de bani tăi, că poate și fără bani tăi. Ăsta e cel mai important lucru la Dumnezeu. Dumnezeu. are nevoie de inima ta. Dumnezeu are nevoie de mintea ta să te dăruiești totul, totului, totului. Dar uite ce zic eu. Fratele Timotei nu vă cere suport material. Dar fratele Timotei zice așa. Dacă nu dați suport material slujitorului Dumnezeu, știți ce să le dați? Compensați cu mai mult post și cu mai multă rugăciune. Că avem nevoie teribilă de treaba asta. Să vă rugați pentru noi. Sunt zile grele, sunt săptămâni de evangelizare când aproape în fiecare zi luptăm cu dugurile necurate, luptăm ca să predicăm Evanghelia și avem nevoie de rugăciunile și de postul dumneavoastră. Simți și când vă rugați mai tare pentru noi, simți și când vă slăbiți rugăciunile no pentru noi. De aceea, rugați-vă și Dumnezeu să ne țină pe toți uniți, lanțul iubirii și cu toții să putem face lucrarea lui Dumnezeu. Și haideți să căutăm binele lucrării lui Dumnezeu. Și când ne vom cu toții uni să facem lucrarea lui Dumnezeu, cred că Dumnezeu va lucra, spațiul acesta va deveni neîncăpător și slava lui Dumnezeu va coborâ. Dar vreau ca eu și toată biserica să înțelegem unde vrea să ne ducă Duhul Sfânt pe noi. Eu văd prin ochii credinței și am un crez și am o convingere. Singur lucru care mă ține să nu ies din slujba de pastorație e faptul că eu cred că există o chemare și o convingere. Că dacă eu aș crede, și am spus zilele trecute soției mele cu lacrima pe obraz, dacă eu aș crede că nu, nu am o convingere și chemarea pentru zona asta, nu-i frumos să stai prin aeroporturi. Nu-i frumos să stai ore întregi și să lupți, să stai departe de familie, de biserică, de soție, de copii, tot timpul ca, ca un câine pe drumuri câteodată. Poate uneori am folosit o metaforă prea dură. Are și plusurile ei, că oamenii te respectă, te iubesc, îți spun ce au mai bun pe masă, dar sunt costuri mari. Stai câte 3-4 ore într-un avion care nu știu dacă te mai întorci cu multe turbulențe, cu somn foarte puțin, unii dintre voi a fost vineri și sâmbătă când fratele Alex Lavă Domnului a absolvit masterul la Institutul Teologic și v-ați de o zi, două, cu șapte, opt ore de condus. Gândiți-vă că unii dintre noi fac asta de ani de zile și dormim câteodată câte, câte de două, trei ore pe noapte. Și n-am spus nu lucrării lui Dumnezeu. Și aici când am ajuns, nu ne-am dat niciodată în lături să nu facem lucrarea lui Dumnezeu. Că au fost priveghiuri, că au fost înmăruntări, că au fost studii biblice, că au fost predici, că au fost seri de stăruință pe Duhul Sfânt. Nu ne-am dat înlături. Dar vreau să știți că au fost momente când chiar n-am mai putut. Și dacă eu cred că nu-i convingerea asta că Dumnezeu m-a chemat, eu secundă, doi, aș putea să-mi dau demisia din pastorați și să fac orice altceva. Sau să plec de aici. Oferte sunt. Și la momentul ăsta aș putea să plec eu și alți colegi de-ai mei foarte capabili din toate punctele de vedere, să putem să facem, dragii mei, orice altă slujbă. Vreau să știți că noi, și când spun noi, mă refer la mine și la colegii mei de slujire, pe care cred că îi cunosc destul de bine, niciodată n-am pus mai presus materialismul și banii ce am pus chemarea lui Dumnezeu. Eu pentru cariera mea juridică am fost și voi fi oricând în stare să-mi îngrop orice vis pământesc ca să pot face doar lucrarea lui Dumnezeu cu toată inima. E singura mea convingere. Și asta i-am spus soției mele. Chiar acum două zile soția m-a întrebat și mi-a spus Chiar crezi că Dumnezeu vrea să faci treaba asta? Și am spus, e, cred că Domnul vrea să fac treaba asta. Că dacă nu, e suficient de tânăr și aș putea să renunț oricând la ea. Dar dacă dumneavoastră credeți într-o chemare, dacă credeți într-o convingere și dacă credeți că Dumnezeu și-a chemat niște slujitori, dacă nu-i puteți ajuta, vă rog, nu-i mai huiduiți. Calminteri și slujitorii, cât de viteoși ori fi ei, se vor obosi. Amintiți-vă că poporul lui Dumnezeu era slăit de putere. Și am o predică pe care am predicat-o cu mulți ani în urmă, în timp de pandemie. Și cred că va trebui să o repet. De ce obosesc slujitorii? Și da, putem obosi și noi. Dar există ceva ce ne ține. Convingerea că Dumnezeu ne-a chemat, convingerea că ne luptăm să fim în voia lui Dumnezeu și convingerea că ne luptăm să trăim ceea ce predicăm. Asta este singurul lucru care ne mai ține. Și mă rog din toată inima, cu toții să fie auzit predica asta și să o punem la inimă și cu toții să ne dedicăm slujbei lui Dumnezeu. Noi nu venim aici să facem mascaradă. Eu nu am nevoie de mascaradă. Eu n-am nevoie de popularitate. Eu n-am nevoie să fiu cunoscut. Eu nu vreau nici să ridic numele cuiva și nici nu vreau să arăt că pot sau știu ceva. Eu vreau să mă pun în slujba lui Dumnezeu. În inima mea bate focul pentru Dumnezeu. Eu când m-am pocăit, m-am pocăit pentru că l am iubit pe Dumnezeu. Eu nu slujesc unei organizații și nici unui om, eu îi slujesc lui Dumnezeu. Îl iubesc și l-am iubit din copilăria mea. N-am fost un om perfect, dar m-am luptat să trăiesc în armonie cu principiile lui Dumnezeu. Iar dacă dumneavoastră înțelegeți că aici este vorba despre lucrarea lui Dumnezeu, și despre principiile lui Dumnezeu, ajutați-ne, rugați-vă pentru noi, încurajați-ne și Dumnezeu să lupte de partea slujitorului Dumnezeu. Eu, ca roba lui Dumnezeu, sunt gata și cred că și colegii mei de slujire, oricând să facem lucrarea lui Dumnezeu pierzând avantaje pământești, ne-am lepădat de ele. Dar asta nu înseamnă că nu sunt niște responsabilități și în viața de familie. Există și ele. Dar mai presus de toate astea, eu și colegii mei am pus lujirea și pe Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să ducem misiunea asta până la capăt și cu toții, dragii mei, să nu punem bețe la carul lui Hristos, ci să împingem la carul lui Hristos. Am putut până acum și probabil că mai putem puțin. Dar acum avem nevoie mai mult ca oricând de puterea Duhului Sfânt care să ne întărească și să putem duce misiunea până la capăt. Poate că în seara asta a simțit ceva diferit de ce am predicat până acum. Dar m-am săturat să mai pozez a unui predicator care le știe pe toate. Am vrut să vedeți inima unui slujitor care are întrebări, are frământări, dar care în același timp îl iubește pe Dumnezeu cu toată inima. Atât pot. Și cu tot ce pot sunt gata oricând să fac lucrarea lui Dumnezeu. Pentru asta Dumnezeu să-și întărească lucrarea, Dumnezeu să-și întărească lucrătorii și să ne țină Dumnezeu în harul său până acum.